Bună seara și bine m-am regăsit. Este vineri, este o nouă întâlnire pentru voi toți și alături de mine un nou invitat. Așadar, ar cultura astăzi vi aduce în atenție pe Andrei Găitanaru, senior editor al site-ului Medievalia. Dragă Andrei, bine ai venit. Bine, te-am regăsit. Da, este adevărat, nu ne-am mai văzut de ceva vreme, a trecut mult timp aș putea spune de când n-am mai stat și noi la o discuție aici față în față pe semicerc, că altfel nu pot să-i spun acestei, acestui ansamblu de... Căciulă, jucă da. basket. Da, cam așa, cam așa, cam la căciulă pe basket, da. Tot așa pe semicerc. Deci vom discuta despre acest site pe care ni-l aduci în vizor, ca să spun așa, Uh, un site uh, intitulat Medievalia, repet, și un site care își propune o altă viziune sau o încercare de ordonare a vieții, ca să spunem așa, dacă nu mă înșel prea tare. Deci, de ce acest nume, de ce această, până la urmă, opțiune? Păi, Medievalia, înainte de toate, trebuie spus că nu este un, um, un brand perfect descriptiv. Pe de-o parte, el îți spune, spune clar că avem de-a face cu lumea veche, și nu cu covrigi. Dar nu chiar cea mai veche lume, una așa mai de mijloc. Da, pe de altă parte nu este un site în care ne referim doar la chestiuni care țin de VUMEDIU. Nu, ne referim la lumea veche. Am plecat cumva de la următoarea premisă. mirea veche a lumii, cum ar veni, da. mai degrabă. ne gândisem la diverse variante, inclusiv lumea lumeaveche.ro, dar s-a da. părut prea lung și aveam nevoie de un concept suficient de descriptiv și un singur cuvânt format care să dea seama din prima despre faptul că e vorba despre lumea veche. Uh, și cumva am mizat și pe ceea ce s-a întâmplat cu o altă publicație celebră, nu e cazul nostru, Uh, cu National Geographic, care mai uh -huh. National nu mai este, adică da. a devenit de, deveni, devenise de mult International și apoi se vorbește despre și de acum vorbește despre para, universuri paralele și fără da. niciun fel de problemă și cu cea mai mare dezvoltură. Deci nu, sau nimeni n-a zis, a, stai puțin, că noi ne numim National, nu putem să facem un număr despre Antarctica, să zicem. Uh -huh. <laughs> nu. Da. Uh, cumva am plecat și la premisa asta. Important este să se înțeleagă faptul că, repet, este vorba despre lumea veche și te gândești când se spune medievalia, e clar că nu te gândești la, nu știu, la uh, noi te tehnologii, de pildă. Da, Trebuie neapărat. Să unii. Dar e adevărat că în același timp nu ne, nu ne ocupăm doar cu evolut mediu. Adică mi s-a întâmplat că să mi se spună A, păi, unii posibili uh, contributori să ne spună, păi eu nu, de fapt nu sunt specialiști pe evolut mediu, nici nu e nevoie să fii specialist pe evul mediu. Mergem până aproape de prezent, de fapt. Foarte mm -hmm. aproape de prezent. Am înțeles. Uh, ce ne propunem, de fapt, este să aducem, uh, să aducem în discuție toate presupozițiile Lumii vechi, care încă sunt pitite și ascunse în înțelegerea noastră cotidiană. Și bănuiesc că și funcționale, nu? Și funcționale, da. Evident, unele sunt schimbate. Une, uneori le trebuie să le aducem pentru că uh, trebuie să le avem în vedere, tocmai datorită faptului că funcționăm antagonic față de ele sau antinomic. Adică, de multe ori se întâmplă să vedem lumea într-un un Com, fel complet diferit față de felul în care ea, a fost, ea era gândită, nu știu, în antichitate. Bună oară, zicem, nu știu, referind referim la conceptul de libertate. Într-un fel a fost gândit în, în antichitatea târzie și în evul mediu. Într-un fel începe conceptul de libertate să fie gândit odată cu secolul 16-17. De ce ne-ar interesa această, să zicem, viziune? care poate din punctul de vedere al multora dintre noi ar putea să fie una depășită. Uh, pe e o pil... întrebare directă, da, este da, o da, întrebare da, de asta da, care da. vine ca bolovanul, dar este <laughs> inevitabilă cumva. Pariul nostru este acela de a arăta că de fapt nu sunt depășite, Aha. din potrivă, că ele sunt foarte prezente că... și nu o să vreau să banalizez acum, dar și atunci nu știu când de pildă te refer la, nu știu, folosești cuvinte precum substanță. Da. De ce folosim substanță, de pildă? Și în ce nu fel știam folosim ce conceptul să spunem și spuneam substanță. <laughs> da. De unde vine un concept, conceptul ăsta, de fapt? Uh, cum este folosit în prezent? Da. Uh, mai are legătură cu substanția latină? Nu mai are vreo legătură sau are? Uh, sau, nu știu, uite, de pildă discuția probabil că acestei săptămâni uh, conflictul dintre stat biserică, modul în care anumite asociații au reclamat uh, faptul că biserica este foarte subvenționată de către stat. Uh, nu zic că e bine sau rău, zic doar că în spate este o istorie în relației între stat și biserică. Dar care și ar să fie cunoscută ca atare, nu? este cunoscută și care nu începe cu secolul 20 și are Cam. Cu vreo 2000 de ani, în da, mai așa, cel puțin. Exact. De o parte a bar baricadei, așa se afirmă. Da, da, da. Și uh, că a trebuit cumva adus în discuție toate lucrurile acestea, pentru că altfel, de fapt, nu știm la ce să ne referim și despre ce vorbim. Da, este foarte adevărat. Asta e o punere în subiect, cred că, decentă și, până la urmă, obiectivă. Domne, trebuie să știm exact despre ce discutăm ca să știm de ce ne inflamăm uh -huh. sau în ce direcție să nu ne mai inflamăm <laughs> atât de. De, de, clar și de, până la urmă, voit. Fiecare bănuiesc că de o parte și de alta baricade se simte îndreptățit. Dar apropo de numele vostru, de ceea ce vă propuneți, de, până la urmă, încercarea aceasta de construcție a unei anumit tip, tip de poziționare umană. În momentul în care te gândești la evul mediu, te gândești la o societate axată pe un principiu religios. Mă rog, noi învățam așa pe vremea noastră cel puțin că existau cel puțin doi piloni, cel religios dar și cel cavaleresc. Nu e foarte mult cazul la noi în bătătura aici. Noi n-am agreat <laughs> tiparul ăsta cu cavalerul, așa, se ni se mai întâmpla și nouă odată, cine știe, când un cu de Hunedoara, sau care mai era, A, Vlad Țepeș parcă, da, era un, un ordin fel ordin de cavaler, da, da. un ordin al de dragonului, da. Uh, dar, în general, societatea medievală are ca ax uh, uh, ordonator această verticală între biserică, divinitate și ordonarea vieții oamenilor în jurul acestui factor. Mai putem vorbi despre așa ceva astăzi? Într-o societate declarată, laică, într-o despărțire a apelor concrete, spuneai de uh -huh. relația stat-biserică și așa mai departe dacă eu așa acum asumam un răspuns radical ar însemna că stăpâneți bine domeniul sunt autori de pilă care spun că da poate ești trăitor pe domeniul <laughs> da <laughs> <laughs> cavaler nu sunt, cleric nu <laughs> da. sunt da, uh, un om interesat <laughs> exact. un om interesat pur și simplu uh, sunt autor dar filozoful de... își permite da, da, dar din afară de... am da. Absolut filozofie, mă ocup în continuare cât de cât cu studii, cu filozofia da uh, Acum revenim. sunt autori care, da, spun că tiparul este păstrat. Adică ai întotdeauna fie o imagine a clericului camuflat sub uh, imaginea terapeutului, poate să fie psihoterapeut, pentru că în fond este un călăuzitor, uh -huh. uh, poate să fie camuflat sub uh, imaginea pedagogului, poate să fie cleric ca atare, indiferent de religie și de confesiune. Uh, războinici avem în continuare, dar e adevărat că nu mai Ai avem... lumini. luminii. Da, luminii <laughs> avem pe la da, da. bine aici. Da. <laughs> Uite că mi-am adus aminte. Uh, Când te pornești să vorbești așa, îți vin tot felul de chestii în cap. Uh, avem... Uh, dar nu mai trăim într-o... într -o, într, -o, într, -o, într -o societate în care cred nu mai trăim într-o societate... cred că nu mai trăim într-o societate în care... Uh, cultul eroului este atât de bine uh, reprezentat. Dar, în continuare, avem atenție pentru eroic. Poate că avem o atenție hedonistă față de eroic. Consumăm, deci, în orice consumăm caz. Consumăm eroism. Filmic. Filmic, da. puțin din, da. din asta trăim. Așa și, adesea, pot spune, surprinde că, da. Mai există și zona sportivă? Mai există zona sportivă care clar vine de aici da, și, a, și, se rănește din cultul eroului. Date, slavă clar, Domnului! Clar, clar. Dar de e un aici, erou care nu are legătură neapărat cu de, a, la, de unde pornisem noi cu sorgintea asta da, mistică. Da. Nu, nu, nu pe am, nu care am, o promovau o societatea medievală. Dacă stai să te gândești pe de altă parte, Nu vorbim de cruciație aici. Nu, nu, vorbim de, de cruciați, dar gândește doar. Ar fi interesant de observa faptul că, întotdeauna, do că se face un sondaj de opinie în privința care sunt, privința instituțiilor uh, cu nivel mare de încredere, armata da. <laughs> armata este una dintre cele două da. Dat, biserica și da. armata sunt da, cele da. două Cavalerul și cum ar exact, veni... în care ai încredere de ce? pentru că ei sunt cei care te apără și care îți oferă îndrumare uh, deci undeva da, vezi că ceva se păstrează interesant asta ca, da. ca observație da, acum, evident, trebuie să-ți vină un sociolog a religiilor, nu știu, precum el bănică, să zicem, care da. va explica exact ce se întâmplă, ce se păstrează, pentru că, evident, nu lucrurile, nu există o continuitate firească. Nu știu dacă ai un fir de lână întotdeauna, da, un fir roșu, pardon, da, da, da. care să te ducă de la de la început până la final. Cred că de foarte multe ori, cum spunea Vid, tu ai un fir de lână împletit. Da. Continuități, filiații, întreruperi, asemănări. Uh, dar, bun, ceva rămâne. Deci putem observa că, măcar așa, la nivel empiric, ceva, ceva este păstrat. Asta înseamnă că ceea ce încercați voi are acoperire. Da. În realitatea de, de, da, de, fapt asta de este zi un cu zi asta care ne privește pe fapt, pe pariul nostru are două, da, are două mize. O dată de a arăta că, de fapt, niciodată n-am abandonat aceste teme. Ele sunt în continuare, fac parte din viața noastră. Putem și Putem spune că nu le putem abandona, pur și simplu? Preocupările um, de genul ăsta vor exista întotdeauna? Nu știu dacă preocupările. Preocupările nu. Nevoile, na. Ca să uh, spunem altfel. Nevoile, iarăși, pot fi satisfăcute subiectiv sau în singurătate sau nu. În sensul că poți să fii pasionat de un subiect și să nu ieși pe rampa spațiului public cu el. Să reformulez atunci. Putem uh, imagina o societate uh, dezinteresată de o problemă, nu neapărat a divinului, dar a transcendenței? Uh, putem imagina o societate uh, care n-are cum să nu fie locuită de tema asta. Deci, cred sincer că în imaginarul nostru, în imaginarul nostru cultural, nu mă refer la imaginarul spiritual, asta e altceva, un alt subiect, dar în imaginarul cultural, astea sunt teme care nu dispar. Însă, în funcție de epoci, în funcție de context, poate funcționa o cenzură. Poate funcționa fie cenzura. în Albania era stat la uh, Ateu declarat. Da. Acum nu, câtva timp. Nu asta e problema. Poate exista o cenzură, nu mă refer la o cenzură impusă de cineva, ci poate fi o cenzură impusă de o modă sau de un curent cultural. Da. Nu ne gândim la un anumit subiect, nu, nu discutăm despre. Da. Și chiar dacă există un mainstream care va spune domnule, nu mai, terminăm cu prostiile astea, interesul nu cred că dispare în totalitate. <laughs> nu, nu, se, nu se poate aștepta decât ca uh, la un moment dat să apară un alt curent care să readucă în discuție tema da, pe un alt palier. Pe un alt palier, și atunci să înflorească discuția, și atunci, da, cu siguranță voi vedea că din nou apar oameni interesați de temă, încep lucrurile să fie din nou studiate. Da. Uh, de asta ne întrebam dacă cumva ne putem sustrage acestor nevoi. Poate este un dat al nostru, poate nu avem de ales în toate treaba un exemplu foarte punctual, e și în mic, dar într-un fel cred că prezintă foarte bine în mare cum stau locurile. undeva prin sateliții din jurul facultății de filozofie, la un dat era fost înființat un grup care studia filozofia noiciană. noiciană. și a funcționat câțiva ani. Grup de studii pe Noica, grupul Noica se numea. După o perioadă de câțiva ani a încetat, nimeni nu s-a mai întâlnit, tot lucrurile au fost pierdute. Și acum, cineva a avut ideea de a revitaliza grupul, au revenit și membrii vechi și au avut cu toții surpriza că nu doar că ei, cei vechi, vin acolo, dar sunt și foarte multe alte persoane interesate de noi, că ei se gândeau cum o să fim noi, probabil, vreo 4-5-6 care, da, avem o pasiune cu asta. Da. Dar nu, au venit oamenii foarte multe direcții și de la teologie și de la filozofie și de la psihologie interesate de noi. Că. Și erau, ei spun, noi foarte interesant cum, cum, cum această temă de fapt este prezentă. Dacă te uiți așa din afară, zice că mă, cine să mai studieze Noica? E, uite că studiază. De fapt, dacă faci o strigare, o să trezești că da. vin. Bănuiesc că, bănuiesc că asta ține și de generație. Adică, la un moment dat, o generație consumă informații mm -hmm. scade în ceea ce privește gradul de atractivitate al informației respective pentru generația respectivă, dar următoarea care vine, preia, cu un grad nu neapărat sporit, dar măcar identic cu cel care a generat inițial generații de, 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 anterioare studiul respectiv. Și atunci s-ar putea ca să nu putem trage, uite, ca să zic, s-ar putea și să nu putem. S-ar putea să nu putem trage o concluzie decisivă niciodată în ceea ce ne privește. Să fim mm -hmm. pentru noi înșine o proprie surpriză. Păi și urma. bine așa e. E bine, cred că încă e funcțional sistemul ăsta în care ne-am trezit. Mă rog, da, program eu, cum o vrea fiecare să-i spună. Mă tem așa de concluzii fundamentale. Da, dar lumea se grăbește să treagă, știi? Că altfel da. nu te poți orienta. Da. Încearcă site-ul vostru să facă, să jaloneze uh, un traseu, un anumit... Hai să-i spunem, până la urmă, da, un anumit traseu de de orientare turistică. Da, numai că. <laughs> pentru că masa informațională este, se pare, mai nebunească decât oricând. Avalanșa da, de da, fapt, da, informațională. Da, da, da. Noi nu ne grăbim, în sensul că am plecat, de exemplu, de la început, cu premisa, de la premisa că, uite, vom construi uh, dosare tematice. Însă, avantajul online-ului este, online este că un dosar tematic poate rămâne deschis. Da. În mod clar. Și nouă ne plăcuse foarte mult ideea asta pe care o văzusem pe un alt site uh, de afară, se numește TheEdge.org, uh, branduit ca fiind the, uh, the smartest site probably the smartest site on the, on the, on the world. Da. Iar asta era și cu o bere. Da. <laughs> exact. the uh, da, da. De, the world. este un site în care scriu Nobel și alți oameni care da. au la premii importante. Uh, și dacă te uiți pe structura lor tematică, pe, da, pe butoanele care trimit către structura tematică, o să descoperi acolo că se deschide o rădăcină foarte arborescentă, în sensul că ai foarte multe teme cu subteme. Da. Și dacă deschizi o subtemă, o să vezi că ai 5 articole, 6 articole, 10 articole, depinde de câte da. multe. Da au avut și dosarul rămâne deschis pentru uh -huh. o perioadă lungă de timp. Asta a fost și ideea noastră, să deschidem dosare tematice pe care să nu le închidem, să le lăsăm deschise tuturor celor care au ceva pertinent de spus pe tema respectivă. Adică intervențiile celor din afară pot fi da, uh, oricum, de actualitate oricând. Da, da am da. înțeles. Uh, și cumva asta cred că ar veni și în ajutorul spațiului dezbaterii publici de la noi. Cum că nu prea avem. Cu siguranță. Și... Există o zbatere publică. O zbatere nu neapărat publică. Da, dezbatere, da. dar dezbatere ne preocupăm cu toții. Da. De fiecare dată încercăm să ne zbatem. Uh -huh. Am văzut de fiecare dată când se aruncă o piatră, așa care face, indiferent de domeniul în care se izbește, că altfel nu pot să-i spun că piatra de obicei asta știa să facă, să izbească. Se generează așa, da, o, da, o zbatere da. în Iar, deocamdată, nu avem, n-am dat drumul secțiunii respective, încă adunăm articole, au început să, fie adun da. adunate și uh, probabil că, nu știu, probabil că în vreo șase luni maxim o să reușim să uh, le arătăm ca atare. Era ciudat, de am gândit să ieșim Spunem, avem un spațiu al dezbaterilor, al dosarilor tematice, să știm cu un dosar cu două articole. Da, Trebuie <laughs> să, mai ceva. să mai strângă. puțin să mai strângă. Dar cred că se va întâmpla și acest lucru. Am, ce era important de spus, că asta ziceam mai devreme și ne-am încheiat, este că e un site care pleacă de la, de la o dublă premisă. Pe de-o parte, pleacă de la uh, gândul că, și la conștiința faptului mai degrabă, că aceste teme nu dispar de fapt niciodată și sunt locuiți în continuare de ele sub diverse forme. Asta e foarte important ce spui. Da, pe de altă parte ne-am dat seama că dacă noi, persoanele care se ocupă de cercetare în zona umanioarelor, dacă ele nu fac reclamă studiilor respective, scrim dezvolt, adică noi încercăm să nu scriem academic pe site-ul respectiv. Dar serios totuși. Dar serios. Și articolele au un conținut. Exact. Unor nu ne este asta cu, cu, prea, cu, încercăm să nu fim prea academici, da. unor nu reușim. Dar, mă rog, suntem la început și încercăm să S să, să limbaj. Exact. Dar, uh, dar, plecând la primis aceasta, că dacă nu reușim să facem noi reclamă acestor studii, atunci nu avem de ce să ne plângem că lumea nu e interesată de. Și că ele se prăfuiesc. ele se prăfuiesc. Da. De fapt, ele nu se prăfuiesc pentru că ele ar fi prăfuibile, ci pentru că nu le pune nimeni în lumină. Adică da. se așa, așa, așa se poate întâmpla, nu știu, ca o anumită disciplină să fie revitalizată de apariția unui om care e în stare să vorbească foarte clar și fermecător despre acel subiect. Și ca Schliemann, de exemplu. Da. <laughs> uh, și atunci o să, brusc o să fie... Pă, Toată lumea se redescopere troie. Exact. Eh. Să sperăm. <laughs> Da, nu știu, uite, am vorbit despre Troia, știi, Adică, da. una dintre ideile pe care le-am pus în funcțiune și a prins a fost o rubrică filmată care se numește Cine Ideea? Cine e Ideea? Cine Ideea? <laughs> da. Și în cine e Ideea? Nu cine e Ideea. Da, am înțeles, cine e Ideea, dar cine e Ideea? <laughs> uh, în cine Ideea? Avem, prezentăm un film, poate să fie de factură Hollywoodiană, clară da. din acela. Cu foarte slab sau foarte bun, nu contează, sau poți fi. Da, sau mult fi Pitt. Da, vreau să zic, primul, sau pot fi filme uh, foarte bune, precum, nu știu, Căința lui Abulațev, de pildă, care a fost un comentat. Un film senzațional, exact. dar nu știu câte lumea l-a văzut. Hey, noi, de pildă, primul subiect al uh, Rubicii Cineidea uh, a fost Troy cu Brad Pitt. Hey, ai văzut? Și a vorbit despre filmul respectiv Bogdan Mincă, este lector al Facultății de Filozofie, foarte bun cunoscător al uh, spațiului Greciei Antice, bun cunoscător de greacă veche. S-a uitat la film și a comentat filmul din perspectiva studiilor sale. Adică pe noi nu să avem cineaști în, 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 în interviu, ci să avem oameni care pot uh, acroșa filmul dintr-o direcție pertinentă. Și le-a spus americanilor, ce ați făcut băiatul? Nu, și da, da, exact, cam așa. Adică a zis, doamne, uh, filmul surprinde bine uh, idealul uh, uh, grecesc, nemurirea, în schimb răspunde complet greșit la întrebarea cum este atins acest ideal. Și se explică Bogdan acolo ca la această răspunde la această întrebare să răspundă într o manieră modernă. Și explică de ce. Și e foarte frumos. De asemenea, nu știu, l-am avut invitat pe uh, Tiberiu Soare care ne-a vorbit despre Amadeus sau lui uh -huh. uh, da. Sau Mihai Maci care a vorbit despre căința lui Abulaza, de pilul. Da, da, da. Uh, și vrem să continuăm că a avut, uh, e a avut succes și da, ideea era tocmai aceasta, uite, poți vorbi despre teme care sunt interesante, că dacă lumea se uită la un film precum, nu știu, Troy, se uită evident și pentru faptul că este și Brad Pitt acolo. Da. Dar și tema are ceva fermecător. Ceva eroic. Exact. Și acum, dacă tu reușești să aduci un specialist suficient de uh, bine pregătit încât să vorbească pe tine și în același timp suficient de... Nuanțat și uh, cu abilitate crescută de a vorbi fermecător despre subiectul respectiv, atunci n-ai cum să nu promovezi disciplina din perspectiva căruia el vorbește. Sigur, lucrurile ar trebui să se lege într-un mod pozitiv Da. și de succes. Exact. Și de-aia, într-un fel, nu ne ferim nici măcar de filmele, aceste filme hollywoodiene, din potrivă, ele pot oferi o mare șansă. Păi bănuiesc că absolut orice aspect al cotidianului vă interesează atâta mm -hmm. vreme cât poate fi cuplat cu exact. o anumită exact. viziune integratoare Așa, care se corespundă nevoilor site-ului. Adică, mă bănuiesc că medievalia asta nu are neapărat o conotație strict cronologică. Nu. Nu, nu se bate cap în cap și vrea să fie acolo pe muche cu ceea ce ne învață istoria sau ceea nu, ce nu, ne învață nu, școala. Nu, nu, niciun noi. caz, nu, niciun caz. Uh... Dar nu nu vi se pare că ați putea fi acuzat, domnule, de 2-3 pași înapoi, nu neapărat un pas? Adică cum. Ca viziune așa. Păi noi acum care îl căutăm pe bozonul, el însuși, și mm -hmm. sau cum, Kix, cum, îl cheamă, și să aflăm misterele Universului, ne mai întoarcem la speculație metafizică de acum o mie de ani. Uh, nu mi-e teamă de asta. De ce? Pentru că, nu știu, o să răspund uh, acroșând banal așa într-un fel uh, ce spui tu dacă cineva spune, stai, noi vrem să vedem care e treaba de fapt cu Dumnezeu și cum e cu bozonul și particula... Nu știu dacă cu Dumnezeu, cu oamenii de știință spun că este așa, o etichetă mh, da. neinspirată, clar, dar oamenii clar, clar. tind să meargă spre adevăr și atunci într-o viziune de tipul ăsta se poate pune întrebarea, ce pertinență poate avea o încercare pe a genul ăsta de acoperire ca argument să ne ducă înspre o cunoaștere reală. Păi Când să... Acum citeam, nu mai știu, de curând, că ei se bat cu pumnul în piept, că fizica va fi calea prin da. care noi vom cunoaște ce avem noi de cunoscut. Da, teza lui Hawkins. Uh, la întrebarea asta se poate răspunde că în felul următor. Uh, suntem interesați mai ales de subiectele deschise și când de pildă un mare fizician precum Hawking spune că enigma universului și subiectul Dumnezeu, de fapt, este epuizat dintr-o perspectivă fizică, pe mine chestia mă face foarte curios. Da. De ce? Pentru că... Păi așa este acum a noua formulă. Nu avem nevoie de Dumnezeu ca să înțelegem da. ceea ce se înseamnă. Eu, de pildă, prima întrebare pe care aș pune-o, i-aș adresa-o domnului Hawkins în perspectiva asta, ar fi, ok, cu ce înțelegi tu prin Dumnezeu? Cum îl definești? De ce? Pentru că pot să înțeleg Dumnezeu într-un fel și să mă acomodez bine cu această cu respectiva definiție și să-mi dau seama după o perioadă că de fapt eu am cam consumat asta și că de fapt nu mai am nevoie de acest concept, deci Dumnezeu nu există. Dar întrebarea este atunci, ok, cum înțelegi pe Dumnezeu? Pentru că Dumnezeirea poate fi definită în mai multe feluri, inclusiv faptul că avem interiorul creștinismului, trei confesiuni, nu este doar o chestiune care ține de un, un eveniment care ține de politici interne și de certuri, care au mai degrabă de a face cu uh, spațiul politico-financiar. Nu, sunt și argumente teologice acolo, argumente care țintesc chiar asupra modului în care se înțeleasă Dumnezeirea Da. Și atunci întrebarea este cum înțelegi Dumnezeirea, pentru că e foarte important să vezi cum răspund la întrebarea asta. Știi, e foarte ușor, e foarte ușor să deconstruiești ceva și să spui că nu funcționează în momentul în care tu, în momentul în care tu ți-ai construit un concept suficient de convenabil încât să ți iasă apoi că nu ai nevoie. Acolo se pare că există niște argumente, mă rog, indubitabile așa, se, se vând, cel puțin, marului public. Adică noi nu putem... Păi se vând, mai degrabă spun asta... Cel puțin 99% dintre... Eu, eu, da, eu da, nu, nu sunt fizician, nu mă pricep să... Păi asta vreau să noi nu spune... avem acoperirea acelor dar, argumente. Exact, dar observ În că sunt fizicieni lor. de succes care se ocupă tot de fizici, da. cu și lucruri de felul ăsta da. și care spun, nu, nici pe departe, n-am rezolvat chestiunea Dumnezeirii, nu știm încă exact ce, cum și ce s-a întâmplat de a apărut Universul, avem așa o vagă idee, vagă bănuială, și sunt fizicieni care sunt mult mai relaxați cu o perspectivă teistă. Da. Știi? Și bun, eu nu pot decât să observ că sunt două tabere, cum de multe da. ori sunt cam în orice disciplină, care au o discuție asupra <laughs> unui subiect și, la un moment dat, și eventual să încerc să recunosc anumite concepte pe care le vehiculează din perspectiva vocabularului uh, disciplinei mele. Că da. sunt, de pildă, se poate întâmpla, nu știu, apropo, că se întâmplă uneori să ai, de pildă, parohii în București, unde sunt cercate catehetice, dar în care, de pildă, participă cercetători ca să ocupă de fizică cuantică la institute din țară. Da. Și vin, și sunt discuți, sunt foarte că sunt foarte interesați, de pildă, să vadă cum pot înțelege teoria stringurilor, de pildă, din perspectiva uh, energiilor necreate, creatoare, despre care se vorbește în, uh, în uh, teologia ortodoxă, de pildă. Uh, și ei sunt ei de pildă că eram la un astfel de la o astfel de întâlnire, la mai multe întâlniri de felul ăsta și erau foarte bucuroși și surprinși de modul în care tocmai ei pot înțelege teoria stringurilor din perspectiva acestor uh, 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 energie create. Bun, eu nu înțelegeam, adică știu așa, am auzit de vreo câte vor cam ce înseamnă stringuri, mi s-au mai niște oameni eventual mai, mai, mai bine pregătiți, mult mai bine pregătiți decât mine în zona asta, dar mă rog, E complicat. I înțeleg că e complicat și că e de bine. Pentru noi toți. Da. Dar cam atât. În schimb, da, de exemplu, aș fi foarte bucuros, de pildă, să, să, pot primi, să putem primi pe Medievalia, de exemplu, un articol scris de cineva suficient de nepregătit încât să poată arăta paralela dintre cele două perspective. Mă refer la stringul și la teoria neoginilor necreată. ar fi foarte curios să am dacă asta. Nu că uh, paralela există? Nu e teamă, de ce să fie teamă Pentru de asta? că, cumva, aproape că se ajunge la un discurs nu. din universuri paralele. Nu știu nu. care vor fi găurile alea de vierme care să se asigure comunicarea între universurile astea. Asta este ceva în ce cred mm. că a pierdut, de din păcate, conștiința credinciosului. Mă refer la cei din, de confesiune creștină. Asta e ceva ce s-a pierdut, anume curiozitatea științifică. Adică și dacă eu te nu uiți, cred, vrând nevrând, acum dacă, uh, poate numai dacă refuzi cablul, dar Discovery și cu oferta de vulgată științifică nu, 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 cu care nu este mă bombardat mă la că, oricine... Eu nu mă refer la cuvântată științifică ca atare, pur și simplu, ci uh, uh, dorința și uh, in, preocuparea de a ține cont de uh, învățătura creștină, în context științific. În context științific. Dar se poate așa ceva? Pe, sigur că se poate. Adică dacă în secolul 3-4 Grigorie de Nazia sau Vasile cel Mare erau în stare să facă asta. Păi da, dar cu cunoștințele științifice ale secolului 3-4. Absolut. Nu, da, problema lor nu era asta. Uh, problema nu este că avem de-a face cu un secol sau cu altul, ci avem de-a face cu un gânditor din interiorul bisericii care ține cont de ceea ce spune știința. Nu se ferește. Dar nu se teamă că de fapt avem de-a face de aici cu un material imensisim, o tezaurizare informațională din domeniul științific imensisimă care copleșește. Evident că nu mai poți face față. Care, care copleșește Evident. lopățica cu care se făceau, se orientau în teren sau maceta. Absolut, care se absolut. Erau, era, era o grădină mai mică, acum este o grădină mult mai mare. Eu junglă. E mai Amazonul, prin uh... care e jungla amazoniană, prin care se circulă. Însă, se poate Patrică, ce cred este că nu te neapărat. Pași ca șamanii din junglă care te duc cu, să vezi tot adevărul și să fac toate vindecările posibile. Eu nu cred că acum trebuie neapărat să obții vreo 2-3 doctorate în diverse aplicații ale fizicii ca să poți să corelezi asta. Păi, și, e o chestie uh, de bun simț elementar. Se poate, po ai două, ai două eventual, variante pe care le-am întâlnit. Se poate întâmpla cum s-a întâmplat, de pildă, să-ți dai un doctorat la Sorbona într-o disciplină din asta realistă, să fi lucrezi din zona, nu știu, uh, fizicii sau uh, biochimiei da. și să tu te prinzi prins după o perioadă că nu asta este cala ta și să, să fii tuns în monahim, să, duci, să te duci pe Sfântul sigur, Munte, să rămâi acolo. Însă, sigur, sigur. am văzut interviuri cu astfel de oameni care nu-și pierdusă reconștiința omului de știință. Știi? Adică, care știau să vorbească despre anumite aspecte ale vieții spirituale asumate de ce de l-a îngrenat în această, în, în această mărturisire ortodoxă, dar folosind vocabularul și explicațiile și cunoștințele omului de știință care fusese înainte și care rămăsese acolo. Deci se da. poate. Era foarte așezat, foarte bine, foarte bine închegat discursul fără spaime și crize, au eu știu niște lucruri. Nu, din potrivă, mi se părea mult mai liniștit și mult mai dispu dispus să explice anumite lucruri. La fel cum, de pilă, nu știu, am avut norocul în 1999-2000 în să, nu mai știu exact, cam pe atunci, să întâlnesc pe părintele Andrei Scrimă. Și era o experiență extraordinară, pentru că avea un om care îți vorbea despre, uh, uh, nu știu, Sfinți părinți vorbea despre Dionisia Ropagitul, putea să vorbească despre Ioan al Crucii, ca apoi să vorbească despre Baudelaire și apoi să spună, să vorbească ceva despre uh, niște explozii foarte mari care aveau într-o altă galaxie și care aveau o intensitate imensă și despre ceva fizică cuantică și discurs alchimic. Bine, asta se întâmpla într-un discurs lung, da. 30 de minute, 40 de minute, încă toată lumea l-a ascultat, fi fascinată. Uh, și în care toate lucrurile erau bine închegate, adică nu era o perspectivă superficială așa, făcută din avion asupra lucrurilor, aveau o abilitate de a-ți pune uh, neuronii și sinapsele pe moațe în mod clar, adică după o întâlnire cu el tu ceai acasă direct în în bibliotecă, pentru că nu puteai, nu aveai liniște de fapt, e, erau prea multe lucruri da. deschise, dar era dovada clară a faptului că se poate. Pun să le ții în tine, asta se poate. Nu, nu că, se po că le poți, că poți, că... demersul nu era expozitiv, era și interrogativ, asta era foarte interesant. Bun, adică era și interrogativ, dar cum ajungem la o, o stare armonică în toată treaba asta? Pentru că in, indiferent cât ai fi de bine dispus, binevoitor, dornic de a primi și de a nu respinge lucrurile astea, creează tensiuni și până la urmă contradicții. Cred că aici aș folosi o... Noi le putem o... duce fără încărcătură emoțională și fără adeziune. Da. Putem să lăsăm să treacă prin noi orice or cât o lume, poate rămâne, poate rămâne. Păi, să folosesc faci? aici o sintagmă pe care o folosește domnul Pleșu și foarte frumoasă. Eu cred că e bine să te ferești să nu te instalezi într-o postură. Este Adic imposibil. Păi, A, nu... Exemplul exemplu pe care mi-l de dai omul acela care după trei doctorate sau uh, 15 diplome suprapuse în diverse uh, științe grele, uh -huh. după care se duce la muntele Athos, a făcut o adeziune. A făcut o adeziune. Și o alegere da, da, e foarte gravă, important. mare. Da, gravă și mare. Gr mă rog, deci la ceva trebuie importantă. să renunți. E apropo de zona Adezi... din care, din zona din care uh, încercați să uh, vă identificați ca, uh, ca parținători. Uh, nu poți să-i slujești și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu, lucrurile nu. sunt spuse clar și să rămână la mulți. Da, ani. da aici nu, se, nu sunt uh, uh, alegeri, cel puțin din punct de vedere așa zis al Evului mediu angajat. Dar uh, în ceea ce privește societatea noastră, de asta spuneam, care trăiește mestecând, uh -huh. mestecând informații indiferent de ce natură e informația. Uite, la asta să răspundă felul următor. Evident că nu trebuie să i slujești, să zai să slujești doi stăpâni în același timp imaginea pe care o invocai tu are exact această, această temă, evitarea împrăștierii dar nu, nu poți să nu mai. și mai, și Până la urmă, nu evitarea sfâșierii de care vorbeai. Sau Pentru că sfâșierii vrând, vrând, în momentul în care asta este mult mai grav, că te mă împrăști, nu e niciun fel de problemă. Uh, cum era celebrul vers? îi se dedă florarul, parcă așa era, uh, nu? Da, dar în fine, ce vreau să spun este că... Sfâșierea este cea care ne distruge, nu risipa. Absolut, dar în același timp, cred că poți să ai o adeziune interioară extrem de puternic, un atașament foarte mare față de, zici, o tradiție spirituală, da. Și asta să și crezi în la... ea. Pur și simplu, mie poate să-mi placă, de exemplu, toga nu, romana nu, 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 nu să sau romană. sau sandalele. mă refer la cei sau falanga care... falanga macedoneană. eu acum mă refer la... Mă înțelegi ce spun? Da, da, eu mă și mă refer... eu nu le practic pe niciuna și nici n-am adeziune eu la Eu acum ele. mă refer la uh, cel care are acea adeziune. Mă refer, zicem, la acel om care a fost, uh, nu știu, alocat uh, a lucrat într-un laborator de Nobel la Paris, eventual, și a fost da? a călugării, da? Da. Uh, el are această adeziune față de tradiție spirituală extrem de puternică, dar asta, înseamnă, asta nu înseamnă în același timp că el brus s-a cretinizat, că a uitat tot. Nici vorba de așa ceva. El ține cont de tot ceea ce știe și nu va spune că nu știe la cele lucruri, din potrivă, va încerca să înțeleagă mesajul Cristi, care, mă rog, e mesajul evanghelic, care, din fericire, fiind atât de frumos alegorizat, nu te obligă să, 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 să... Citești doar într o perspectivă literală textul, cum de altfel și de multe ori indică faptul că e cam riscantă doar o lectură literală a textului și că acolo există o cheie de lectură care trebuie găsită și mi-a o discuție lungă și altceva. Asta uneori te ducea și pe un loc supraîncălzit. Te poate duce și pe un loc supraîncălzit, <laughs> însă, însă ce cred... Când crezi? încercai să găsești o cheie, oficială. <laughs> <de laughs> <cheie laughs> <de laughs> <de laughs> da, evident, bine, există o cheie oficială, există chiar o cheie care deja este dată de Evanghelie, deja. Este prezent acolo. Evanghelile fiind deja, dacă o știi, uh, fiind deja o cum e for hermeneutic, fiind efort de interpretare. Nu sunt altceva. Nu sunt relatări de pe front. Nu sunt jurnale de șantier. Nu, nu e așa. Sunt deja interpretări. Este interpretat Hristos dintr-o anumită perspectivă. Iisus este, este, este redată viața unui Iisus, unui om care s-a născut uh, în Galileea ca fiind uh, Hristos. Și asta e deja cheia de lectură. Unul lui Dumnezeu. Sa. Exact. Aia e cheia de lectură. Bun. Acum să revenim da. la. Era la... să spun îndeplin de această funcție. <laughs> da. <laughs> acum, ce cred este că poți să ai o această adeziune față de o spirituală, poți să o cunoști foarte bine și în același timp să nu te crispezi când ai de-a face cu un discurs științific. Din potrivă, să cauți să vezi chiar cum reușești să le aduci împreună. Și nu cred că până acum, sincer să fiu, n-am găsit niciun mare teolog uh, mare la modul că știe care, că, la, modul, la modul că a scris căți, că a explicat lucruri care țin de nuanțele uh, teologiei creștine, care să fie foarte reticent și crispat față de discursul științific. N-am întâlnit. Dar am întâlnit, în schimb, foarte mulți uh, novici proaspeți, uh, uh, veniți în interiorul credinței, care se sperie brusc că au leu, nu, nu, discursul științific nu e bine. Cu el e o problemă. Acolo apar aceste îmbățoșări, aceste, aceste instalări în, în postură. De-aia cred că poți să fii, uh, să aderi cu totul, dar să nu să nu devii rigid, să nu, să nu devii statuar. Da. Știi că Cred că, din potivă, uh, neuronul poate funcționa în continuare și este bine să funcționeze, și se bucură chiar și biserica ca organism, ca organism de funcționarea neuronului. Bine, nu știu dacă se bucură ca instituție actuală. Aici am mari îndoieli. Da, interesante nuanțările pe care le faci. Dar ca să fiu rău în continuare, vorba aceea, cineva trebuie să fie rău în toată treaba asta. Uh, eu. Aș încerca să fiu sau mi-aș propune să fiu cu adevărat interesat în momentul în care aș vedea dintr-un om extrem de important de știință, să spunem, hai să, hai, hai să fabulez așa, să-l văd pe Hawking transformat într-un mare teolog. Și atunci, nu, eu nu mai sper Eu atunci aș începe să pariez la bursă. Nu, că ar avea aceeași intransigență, știi. Și... Uh, nu, atunci, conform spuselor tale, el ar trebui să-și păstreze toată uh, argumentația de tip științific și, în același timp, să treacă peste această fâșie de care vorbeam amândoi și să facă, să îndeplinească și adeziunea, devenind teolog, uh, în, în toată treaba asta și să le poate duce pe toate trei sau pe amândouă, dacă a trecut de sfârșirea respectivă. Abia în momentul ăla, cred că lumea ar putea să fie împăcată. Știi, cu Giordano Bruno e o problemă, cu Galileo Galilei iar este o... sunt, uh, sunt, uh, sunt uh, niște niște probleme, pentru că oamenii ăștia încercau să îndeplinească ceea ce spui tu, sau ceea ce am încercat eu să uh -huh. spun acum. Erau Hawkingii perioadei respective, oameni care au marcat istoria forever. Uh -huh. Probabil și mai mult ca sigur că și domnul Hawking o să facă la statutul și dimensiunea și maniera pe care deja se pare că o practică. E foarte, foarte, foarte dificil în momentul în care suntem într-o societate unde se încearcă o departajare foarte clară a apelor să creăm acest dialog, se pare. Adică, ne este mai ușor să facem separație decât să facem comunicare. Deci, de e fă? din cauza limbajului? Pe de-o parte, este și limbajul, pe de altă parte, este și insuficientă cunoa cunoașterea a celuilalt. Eu cred că a domeniului celuilalt. A până domeniului până celuilalt -a, asta mă este atât de cercetat pe propriul domeniu și la da. modul atât de serios, încât, domnule, aproape nu mai am timp ca să văd ce se întâmplă și în partea alaltă și atunci ciognirile nu pot fi niciodată Dacă cineva din interiorul, să zicem, tradițiilor ar fi vrut să... tradițiilor creștine, tradițiilor monoteiste, de fapt. Dar recunoști că sunt niște tradiții științifice, nu? Da, da, absolut că sunt. Dar În orice domeniu există și tradiții, și inovații. Dacă cineva din interiorul unei tradiții ar fi vrut să-i dea un răspuns în privința răspunsului Hawking, ar fi putut întreba... Bine, dar ce competențe aveți dumneavoastră în privința modului de a înțelege Dumnezeirea? Adică. Păi, nu e vorba de asta acolo, e competențele nu, lui asta, Hawking. Așa, nu, nu, asta fi un răspuns opac, vreau să spun. Știi, a fi un genul de, de reacție opacă. Da, o reacție opacă și total neavenită, exact, mi se pare. Exact. Pentru că competențele lui Hawking sunt în, în, domeniul, sunt fizicii în domeniul fizicii. Sunt în domeniul fizic. cu toate asta, nu, nu, că El e... încearcă să demonstreze că în domeniul fizicii nu este nevoie, nevoie de competențe transcendente. Da. Uh... El spune că se poate și așa. Asta Prob este tot. Probabil că în privința fizică, în interiorul fizic, nu ai nevoie de, 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 de prezențe transcendente. De, mă rog, prezențe în ghilimele, spuneți da, transcendente. Sigur, sigur, sigur. tot în ghilimele aici. Dar, mă rog, nu știu să mă pronunț în, în, în această privință. Nu știu cum stau lucrurile. Știu că, da, sunt oameni care spun că, în perspectiva fizicii, ai nevoie de o, de o, de un, de o transcendență undeva. Da. Pentru că altfel ceva scapă ceva nu poate, e un ceva ce nu poate fi explicat. Dar ce înțeleg ei prin transcendență? Iarăși să o mare discuție aici, pentru că nu, a vorbit despre transcendență și în cazul creștinismului de bună oară sau în cazul, nu știu, budismului pe de altă parte sau în cazul fizicii cuantice. nu cred că înseamnă a reveni la aceeași concepție. Da. Cred că sunt concepții diferite și este bine, este foarte important să le definești, ca să înțelegem despre ce da. vorbim. Ca apare ceva transcendent într-o parte și alta, da, de acord, dar asta nu înseamnă că ne-am și înțeles în această privință. Da, și Or, că vorbim despre același da, lucru. Și de avem nevoie de o reglare fină, pentru că, din, punct de, din perspectivă creștină, există două discursuri fundamentale în orizontul teologiei creștine. Unul care este propriu zis teologic înțeles în sens restrâns, adică despre, este discursul despre Dumnezeu în sine. Adică Dumnezeu nu în relație cu creația. Este în sinele Dumnezeirii, taina Dumnezeiei adică ce este Tatăl, ce este Fiul, ce este Sfântul Duh, despre care și Vasile cel Mare spunea că sunt numite doar prin alegorie cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Nu sunt în mod esențial asta. Doar că așa putem noi înțelege cel mai bine, dar nu că ele sunt ca atare, în mod esențial Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Ceea ce putem noi denumi. Da, înțeleg. exact, ceea ce denumim noi, ceea ce numim noi cu aceste nume. Uh, și pe de altă parte, deci există un discurs despre acest în sine al Dumnezei și mai există un discurs despre relația dintre Dumnezeu și Creație și lume și acel discurs se numește economie avem o distinție de teologie și economie ca atare când vorbim despre relație între om și dintre Dumnezeu și univers vorbim despre suntem în interiorul economiei. Sunt unii creștini care spun domnule, ar putea spune n-are cum fizica să nu ducă în ceruri din urmă către Dumnezeu pentru că Dumnezeu este cel care își pune semnătura pe univers. Așa s-a pornit cel puțin Așa -a a pornit, exact. Uh, sunt fizicieni care se ocupă de fizică cuantică care spun și ei, dar domnul este ceva de felul ăsta, în diverse feluri. Ne gândim că ar putea fi vorba despre uh, Dumnezeu, pentru că, uite, e o teorie care se numește uh, The Smart Plan, mi se pare. Da. Uh, că este smart design, Smart pare. design, ceva de felul doar. ăsta. Uh, Dumnezeu este atât de bine Dacă croit Universul, încât nu are cum să nu fie cineva în spate. Da. Sunt alții care spun, ai, este doar pe o sumă foarte mare de coincidențe fericite. Mamă, dar ce sumă! <laughs> dar ce sumă, știi? Da ce sumă! Bun, în fine, și de aici deja se naște dezbaterea. Da. Că unii au nevoie de o semnătură, a unui autor care este retras, alții n-au nevoie de asta. Este o discuție care se întâmplă în interiorul unei discipline. Din perspectivă creștină, nici nu pui problema. <laughs> Dacă <laughs> Și, ai nevoie, și evident... nici alții nici nu pun problema dintr-un anumit tip de perspectivă. Da. Bănuiesc. Însă, da, este interesant pe de altă parte să. Cred că din perspectiva unui creștin care încă e conectat, cea cu neuron nu este pus între paranteze, cred că e interesant să încerci să înțelegi, domnule, cum are loc acest. cum a fost planificată lumea, așa cum o vă găsim noi înfățișată de Dumnezeu în geneză, cum înțelegem ceea ce, ce, ce le, spuse acolo din perspectiva noilor, noilor descoperiri științifice. Uh, apropo de toată discuția asta la care am ajuns vrând nevrând. Uh pornind de la numele site ului Medievalia. Uh -huh. Ea are așa o conotație ea, care încearcă să dea geografia unui univers creștin sau încearcă să obțină, nu știu, un ev-mediu generalizat? Un, e un ev-mediu generalizat. generalizat nu neapărat de factură nu. europeană. În prima, când am dat drumul site-ului, printre primele apariții era un interviu realizat de... Colega noastră și e omul din echipă de, de la început, Daniela Dumbrava, cercetător și un istoric excelent, care a făcut un interviu, a făcut, a făcut un interviu cu Moșei Idel da. despre mistica numelor divine în cabală și lucruri de felul acesta. Foarte, Minunat, foarte, și, interesant, foarte și, da, interesant. Și este un interviu pe care Moșei Idel l-a dat pentru medievalia. Nu este luat din altă parte, pur și simplu e dedicat. nouă, am fost foarte bucuroși. Uh, nu avem restricții de acest fel, în vreun da. fel. Uh, și putem să nu ne referim nici măcar la spațiul monoteismelor abrahamice. Adică, nu știu, dacă, de pildă, cineva ar fi interesat să scrie despre receptarea, nu știu, hinduismului în Europa secolului XVIII, e minunat dacă vrea să scrie ceva despre asta. Pentru că există un interes da. în Europa, pentru Asia, iarăși, ar fi frumos de arătat în ce fel acest interes a modulat în creierul Europei. Da. Uh, de asemenea, nu este nici neapărat. Uh, Medivarea nu este un pol al uh, laicatului creștin, adică sau al, al acelui segment laic din spațiul societății civile. E foarte important iar, de făcut uh, acest uh, tip de precizări, pentru că s-ar putea înțelege cu da. totul, cu totul nu. altceva. Bun, nu întâmplă într-o zonă mult mai largă exact, exact, decât s-ar exact. -ar putea crede. Uh, nu că ne deranjează faptul că avem articole din spațiul acesta. Avem. Bună. Oare eu am scris articol despre incinerare, care vine exact din acest spațiu? Este exact de redactat din acest spațiu al. Un articol al laic incendiar. Da, exact. <laughs> al, al, al celui care se asumă ca fiind un laic, în sensul că e participant la, uh, al bisericii, dar nu este din spațiul clerului, și care crede că are ceva de spus în privința bisericii, pentru că are acest drept. Să nu uităm că deși uneori este, unii doresc poate să se uită acest lucru, credinciosul are un cuvânt de spus în spațiul ecleziastic. De bună oară, nu știu, când este hirotonit un, pre, un preot sau un, un episcop, credincioșii spun, este demn sau nu da, este cel demn. Cel puțin așa era la început, da. cu adunarea. Nu, și acum este, dacă da. cineva se adună, dacă, nu știu, este un 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 episcop și cineva din biserică spune Anaxios, s-a terminat. Da. Nu mai are loc cu acea... Să punem și subtitrarea la acest da, Anaxios. Anaxios însemnând uh, nedemn. Aha, așa. Uh, ca atare, nu ne deranjează să vedem astfel de articole, ba din potrivă, mai ales că constatarea mea într-un fel dureroasă este că de vreo câțiva ani nu mai avem spațiu, acest spațiu laic al societății civile a dispărut. Pe vreun urmă, cu 10 ani aveam mai multe centre chiar. Adică era uh, grupul, acel grup din care faceau parte domnul Pleșu, domnul Baconski, Daniel Ciubotariu, care acum este uh, patriarhul Bisericii Ortodoxe. Aveam un grup în jurul părintului Galeriu cu Sorin Dumitrescu, mai erau ascoriștii, Uh, și mai erau câteva astfel de facțiuni și în timp lucrurile și vocile s-au stins. Vă spun sincer, până la recenta această scrisoare a celor 32 ong uri uh, creștine, care, mă rog, nu mi s-a părut că avea un mesaj foarte articulat, o spun cu îndrăzneală, chiar dacă eventual o să-mi iau obiecții pe tema asta, uh, nu că spun că ce spun ele eventual este mesajul lor fundamental, ar fi eventual, nu știu, greșit, dar sunt probleme în modul în care se argumentează și sunt susținute lucruri, într-o fel mai bine n-aș fi făcut-o, nu știu, nu dau seama, dacă îndrăznești și spun asta mai bine, n-aș fi făcut-o așa decât să o fac așa cum au făcut-o. Însă, totuși au făcut-o, asta este important că cineva a făcut acest lucru, pentru că în ultima vreme nu mai a vorbit nimeni. Singura voce care încă mai spune lucruri din când în când este domnul Andrei Pleșu, el mai are articole în dilema în care mai aduce atenționări ierarhilor uh, câteodată uh, și e bine că sunt întâmplă acest lucru. Dar nu avem acest lucru. Ori ceea ce este interesant este că, o spun cu toată sinceritatea, duhovnicul meu, de pildă, îmi povestea ultima oară când am întâlnit cu el că doamne, e foarte interesant că, de pildă, în Grecia mai sunt astfel de voci. În Grecia, dacă, de pildă, patriarhia spune nu știu ce și nu este ceva, nu este în regulă, apar articole în spațiu public scrise foarte pertinent, cu argumente împotrivă, scrise civilizat, care să atrage atenția asupra faptului că ceva n-a fost în regulă din, patria, când, din partea patriarhiei. Că, că n a fost da, că ceva din ce a făcut patriarhia, de pildă n-a fost în regulă și mm. există un fel de dans, în sensul că patriarhia ține cont. că nu este complet indiferentă. Da. Și cred că este important să ai un astfel de spațiu al dezbaterii și un astfel de spațiu al atenționării, venite din partea laicatului, pentru că altfel tendința oricărui om care este putere este să dea abuza de ea. asta nu exclude deloc biserica, din potrivă, lucrurile <grijă> se întâmplă și acolo la fel. Adică da. noi, sincer să fim, suntem trăim în momentul ăsta într-o. Și într -o... oameni da. sunt și unii și alții. Da, trăim, da, este, isti... cum mai spun o în glumă, am repetat asta, dar cred că funcționează. Isti... Biserica este o instituție divină-umană, cred că Dumnezeu își face treaba foarte bine. Dar oamenii nu. Adică avem mare stanțe la capitolul, capitolul umanității. Și în uh, momentul ăsta, dacă stăm să ne gândim, noi avem o biserică majoritară care are putere, care are uh, pârghii, face și foarte multe lucruri bune, nu trebuie niciodată uitat acest lucru, dar care de foarte multe ori în același timp derapează și nimeni nu mai sancționează aceste derapaje și este foarte grav, că nici măcar nu mai sunt vocile alea care puteau sancționa ori ceva. nici nu mai interesează nu, nu, interesează, interesează pentru în documentul în care, nu știu, citești, de exemplu, o știre uh, uh, nu știu, despre interesează faptă. numai la modul senzațional derapajele care pot fi sancționate de la centură în jos în general. Exact, în același timp găsești în spațiul întâlnirilor cotidiene oameni care te trezești că dacă ar fi un derapaj de ordic dogmatic sunt absolut sigur că -i... 99% din populație ar dormi liniștită. Probabil. Și da, nu știu care dogmatic, este mai, mai important dintre din, aceste două presupuse derapaje. Din punct de vedere dogmatic, și eu cred că lucrurile nu stau neapărat strălucit. Nu știu cum stau la noi. -am, nu, 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 nu cred că educată în România există un studiu care să spună cum arată profilul credinciosului ortodox din România. Dar nu, nu este că lumea făcut. trebuie întâi să trăiască pur și simplu până... A... Ba da, este important, dar același timp... A, a avea să probleme de genul ăsta și iar dacă se duce de, de, de o dată sau de două ori de Paște și de Crăciun vorba aia, mm -hmm. <laughs> la biserică, lucrurile sunt super uh, ok. Nu cred că neapărat sunt super ok. Pentru ei, pe ei pentru, pentru, noi, noi <laughs> pentru mine, de exemplu, da. ca orice om așa zis normal. Uh, asta, iarăși, ține foarte mult de modul în care este interiorizată uh, interiorizat acel ceva la care ții foarte mult. Însă, cred foarte uh, mult că, pe de altă parte, această, să zicem, prezență la FF <laughs> în cadrul bisericii se datorează nu doar celui care e mai puțin înclinat să meargă la biserică, ci cred că și ierarhia au ceva de reglată aici, adică și lor devine funcția, dar de și aduce oamenii biserică, știi? Adică avem problema următoare. Adevărat. România, țară majoritară ortodoxă, este foarte adevărat, dar dacă facem, dacă am vedea, cred, sincer, eu, nota bene, este doar o uh, ipoteză. Nu există da. studii în România deocamdată pe acest subiect. Cum arată profilul credinciosului? Am senzația așa și vaga bănuială că ar fi jale. Și atunci întrebarea este ok, e jale. Dar de ce e jale? Păi pentru că ar trebui să fie cineva care ar trebui să-și facă treaba mai bine și nu și-o face. Ok, se pare că... De unde? Analogia da, da, pe da, care o folosesc. Nu știu dacă a funcționat, analogia pe care o folosesc este următoarea. Uh, Citeam mai de mult o carte scrisă de Andrei Curaev, care se numa cele 10 aspecte ale ecumenismului. Uh, și Curaev povestea, el fiind preot în, al Bisericii Ortodoxe Ruse, uh, și fiind membru al unor comisii catehetice, el am dat, povestea că a avut ocazia de a Examina preoți din Rusia pe teme teologice și unor chiar și niște laici, dar preoți. Și s-a descoperit cu surprindere că foarte mulți erau eretici. Adică, dacă erau la bani mărunți în privința <laughs> uh, aspectelor dogmatice și a capitolului de credință, nu înțelegeau niște lucruri foarte importante, de altfel. Și atunci îți dai să mă cum arată credincioșii din parohiile lor. Dacă ei nu sunt în stare să explice niște lucruri pentru că nu le înțeleg, pentru că sunt pe alături, de fapt, s-a terminat povestea. Ori, sincer să fiu, trebuie spus acest lucru în ultima perioadă Biserica ortodoxă din România are așa mai mult o anvergură antreprenorială adică îi lipsește foarte mult dimensiunea catehetică bene. nu spun că nu sunt ierarhi care fac bine treaba, sunt sunt oameni cu vocație, sunt preoți cu vocație, dar ei nu mai sunt aceștia nu mai sunt uh, vocile uh, din primul da. rând acum există o înclinație spre a face lucruri de a zidi clădiri, de a uh, pune baze, nu zic sunt și ele și ele importante dar din păcate aspectul acesta al catehezei este pus într-o paranteză. Nu este, nu, este, nu este în înălțimea celuilalt. a, și asta mare problemă. A trăirii în biserică. A trăirii și a educării. Pentru că așa există... Dacă ești educat în sensul ăsta, te-a pus să și trăiești. Da. Conform normelor instituției. Dar deocamdată dacă tu spui că se fac ziduri, se pun bazele unor instituții. <laughs> Vom vedea cu cine le populă. Totul este să sunt fie goale, exact. Nu trebuie să fie goale exact. da, între timp, da, pentru adevărat. că... Vreau să, trebuie să încheiem, din păcate, această discuție a noastră, însă aș vrea să îți mai pun o întrebare. Apropo de ce ai spus, știi că pentru unii chiar povestea asta a sfârșit. Noi am trăit într-o societate post-creștină. Așa că mizele, capetele la care se joacă meciul. Le poți identifica? Da, știu, mă să spun într-o glumă, dar are așa interiorul bisericii filozofilor, <laughs> celor care sunt de metafizică. Biserici sunt peste tot, nici da. un fel de problem. Sfinți, martiri. Se spune, s-a spus mult de multe ori în istoria uh, filozofiei, într-un fel sau altul, că Dumnezeu a murit. Săracu. Și da, uh, și răspunsul de obicei era la această teză, era că da, dar mortul are puls. Mort, repuls, <laughs> da. <laughs> este uh, adevărat. Sau, uh, pe altfel spus, că e cu atât mai viu atunci când e mort. Da. Eu cred că, deocamdată. Noi putem să spunem verzi și uscate, nimeni nu s-a dus să-l întrebe, Domn ai murit cu adevărat? Asta e și mai grav. Bă, putem... nu, să știi că din perspectiva ortodoxă lucrurile e clar, a murit și a înviat. A, asta e... A, aici e să știi că... Aici povestea continuă, exact da. ca în filmele americane. Nu, nu de tot de, de, de aici povestea începe da. sau reîncepe. Da, 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 de la da. o moarte, adică e ok. Da, e ok, ok, dar... Culmea e că de la acel mort începe viața. Exact, dar abia de aici începem să da. funcționăm. Am înțeles. Andrei Găitănaru, îți mulțumesc. mulțumesc aici, într-adevăr, de data asta chiar trebuie să ne oprim. Vă, tuturor ceor care ați avut răbdarea să ne ascultați, vă mulțumesc și vouă. Rămâneți în continuare pe RFI.